Rezistența anticomunistă din Munții Făgăraș comemorată duminică la Mănăstirea Sâmbătă. Din cauza pandemiei de coronavirus, anul acesta nu se mai organizează zilele rezistenței. În urmă cu 25 de ani, mai exact în anul 1995, în memoria luptătorilor anticomuniști care și-au pierdut viața în timpul rezistenței din țara Făgărașului din perioada 1948-1957, a fost sfințită la Mănăstirea Sâmbătă de Sus o cruce comemorativă. De atunci, conform tradiției lăsate de însuși Ioan Gavrilo Ogoranu, această comemorare are loc anual în prima duminică de după sărbătoarea Sfântului Ilie, patronul partizanilor făgărășeni, cu excepția duminicilor în care praznicul respectiv cade chiar în acea zi. Fundația Ion Gavrilo Goranu și-a asumat, după moartea eroului, continuarea acestei tradiții, iar în 26 iulie 2020, la ora 12, îi invită pe cei care doresc să onoreze amintirea eroilor anticomuniști să fie prezenți și în acest an la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Pe de altă parte, reprezentanții fundației au precizat că în acest an nu se mai organizează cea de-a 11 -a ediție a zilelor rezistenței din cauza stării de alertă cauzată de pandemia de coronavirus. Ion Gavrilo Goranu reprezintă unul dintre cele mai puternice simboluri ale care lupte împotriva regimului comunist. Este unul dintre puținii dizidenți care a reușit să scape de fosta securitate care îl condamnase la moarte. Ogoranu a fost singurul care nu a fost prins timp de 27 de ani. A fost arestat în anul 1976 la Cluj, unde a încercat să-și reia viața normală, fără a se mai ascunde în munți. Momentul în care a fost arestat a fost prea târziu, pentru că fapta a fost prescrisă, motiv pentru care a scăpat de condamnarea la moarte. În schimb, în anul 1957, 5 membri din grupul Ogorano au fost condamnați la moarte și executați la penitenciarul Gilava.